Demarat de un grup entuziast de cadre didactice, concursul tehnic de interconectare în electronică TIE 2014 a crescut în anvergură de la an la an, ediția 23-a coorganizată de Universitatea Politehnica Timișoara, reunind peste 40 de concurenți de la toate universitățile tehnice din România, precum și studenți din Ungaria de la Budapesta. Concursul TIE este un concurs cu tradiție, este la 23-a ediție. Universitatea Politehnică din Timișoara este integrată în acest proiect de foarte multă vreme, fiind multe ediții în care am luat nu numai premiul întâi, au fost ediții în care am luat toate cele trei premii. Studenții din universitate sunt competitorii și viitorii specialiști din industrie care ne fac cinste. Să înțeleg că studenții au un rol foarte important în cadrul acestui proiect. Studenții sunt parte esențială. Ei sunt cei care își etalează abilitățile și vor fi evaluați și în funcție de asta primesc certificări și premii. Din punctul dumneavoastră de vedere, calitatea studentului la Politehnică, dacă putem spune așa, a crescut în ultima perioadă, dacă facem referire la edițiile anterioare? Este o întrebare dificilă. Logo-ul acestei ediții este From Hobby to Profession, care înseamnă de la hobby la profesie în sensul profesionalismului. În mod normal, un layout este o activitate care este într-adevăr începută ca hobby și după aceea dusă la culm de perfecțiune ca un mare profesionalism. Anul acesta am bucuria să avem între participanți, un tânăr din anul 3, se numește Ardelean, care este un student din primii 10. Deci avem clar o creștere a competitivității și mai ales a competențelor celor care fac parte din echipă. Scopul concursului este testarea în timp real a abilităților CAD și CAM de proiectare a modulelor electronice conform regulilor complexe actuale. Datorită implicării masive a reprezentanților industriei de profil, TIE a devenit o punte de legătură între mediul academic și industrie, fiind mai mult decât o simplă competiție universitară.